Salutare, oameni buni! Ne-am întors cu Adelina, care o să ne povestească ce face ea în viața de zi cu zi și cum a ajuns să facă asta. O să ne repetăm puțin și o să te întrebăm din nou ce facultate ai făcut tu. Bună! Tot Adelina sunt. Am terminat facultatea de kinetoterapie din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport în București. Poți să ne spui un pic cum ai ajuns să alegi facultatea asta? Adică erai în liceu, ai terminat liceul și ai zis, now what? E bine, la mine a fost o poveste foarte amuzantă, pentru că încă de prin clasa a 6-a sau a 7-a, am zis că vreau să dau la medicină. Am învățat ever since then pentru chestia asta. În clasa a 12-a, de la jumătatea clasei a 12-a, am stat un pic și am pus în balanță toate lucrurile și m-am gândit, e foarte tare. La medicină o să mă ajute să îndeplinesc visul ăsta meu de a ajuta oamenii și de a, practic, îi face să se simtă mai bine. Dar problema foarte mare pentru mine era că sunt o persoană super activă, îmi place să fac sport și fac sport încă de la 5 ani. Aproape zilnic, cred că de atunci am făcut și sport de performanță și stăteam și vedeam programul oamenilor de la, care erau studenți la medicină și după aia rezidențiat și tot. Și îmi dădeam seama că au foarte, foarte puțin timp pentru sport, pentru alte lucruri. Și atunci am zis, băi, stai să văd dacă nu cumva există și posibilitatea să le îmbin. Și atunci, prin intermediul surorii mele, care era deja în București, am tot căutat și am găsit treaba asta cu facultatea de sport și cu această specializare de kinetoterapie și am zis, wow! Aici e clar de mine, dacă pot să și învăț, să sprijin oamenii și pot în același timp să fac și sport mult și prin chestia asta să ajut, e minunat. Și atunci așa am ajuns să dau admitere la facultatea de sport. Super tare! Culmea este că săptămâna trecută, interviul trecut, l-am avut cu cineva de la medicină. Ah, ce tare iau! Deci e perfect! Cumva ne confirmă bănuielile tale cum că nu știi când ai timp să faci sport. Așa că, na, dacă nu poți să alergi în jurul mesii de operații, mai bine să... Bă, cred că și asta, da, se poate face, dar nu la nivel competițional. Am înțeles. Ok, și în clasa 12 ai decis să mergi la kinetoterapie. Poți să ne spui, a trebuit să te pregătești pentru admitere la facultatea asta? În ce a constat admiterea? Sigur, pentru mine v-am zis că de ce am făcut gimnastica aerobică. Bineînțeles că admiterea mea de la proba sportivă a fost pe gimnastică, deci n-a reprezentat absolut deloc o problemă. Am avut și probă scrisă. La partea de biologie și anatomie n-am avut o problemă, că v-am zis că învățam deja pentru admiterea la medicină. Era chiar un pic mai, mult mai puțin de fapt decât materia de admitere de la medicină și atunci a fost super ok și pe direcția asta. În schimb, am făcut culmea un pic de pregătire la română, la gramatică. Pentru așa. Că se dea admitere la gramatică. Da. Și ăsta sunt niște teste grilă sau sunt, cum se întâmplă? Este un test grilă, dacă mi-aduc aminte bine, cu vreo 100 de întrebări. Am senzația că sunt 40-60 sau 50-50 română-biologie. 60 ar putea totuși să fie de biologie. Parcă așa ține unde. Înțeleg. Și din experiență, tu ai spus că oricum ai învățat la biologie. Crezi că, sau ai exemple de colegi care au intrat la facultate fără să facă pregătire? Adică pur și simplu au stat și au învățat din manuale și a fost totul ok? Da, da, cu siguranță. Deci se poate. Da. Asta ne interesează că e o informație destul de utilă pentru oamenii care plănuiesc să facă asta, pentru că, da, până la urmă, pregătirea asta vine cu niște costuri și nu știi cât... Eu sunt genul de persoană care sunt foarte ambițioasă și mi-am dorit să fac lucrurile super ok, am intrat a doua, deci... No, felicitări! Deci ai fost pe podium, să spunem. Da. Super tare! Spuneai că asta a fost facultatea de kinetoterapie din cadrul Universității de Sport și Educație Fizică. Sau Educație Fizică și Sport. Nu. Așa. Poți să ne spui dacă mai există și alte facultăți în cadrul universității astea? Sau ce facultăți există? Da. Ca și facultăți de bază, pe lângă facultatea de kinetoterapie, mai este strict facultatea de Educație Fizică și Sport.
Și în cadrul educației, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, mai sunt două specializări, sport și performanță motrică și educație fizică și sport. Ok. Și pentru toate aceste facultăți este aceeași admitere sau se dă admitere diferit? Este aceeași admitere și pentru facultatea de chirurgie și pentru facultatea de sport și poți să alegi chiar să dai la... Să te muți. Să dai la mai multe. Da, da. Înțeleg. Super. Deci te-ai hotărât să dai la facultate, ai intrat a doua. Cum a început facultatea? Cum e viața de student la kinetoterapie? Că bănuiesc că nu e ca la o facultate normală unde stai toată ziua și înveți. Trebuie să faci și mișcare, nu? A fost, deci vreau să spun că viața de facultate cred că a fost cea mai distractivă chestie. A fost foarte, foarte tare pentru că, într-adevăr, e foarte diferit, cred, față de o facultate normală. Pentru că, cel puțin în primul an, aveam câte sport în fiecare zi. Am învățat să joc basket, nu, prima dată fotbal. Am învățat să joc fotbal, basket, handbal. Am făcut gimnastică, am făcut atletism. Apropo, am făcut ski, am făcut un not la 21 de ani. Ai învățat să note. Am avea să note, am învățat să note. Am fost și să schiez de la fel. Trebuia să știi că ne-a ajutat foarte mult pe noi ca și colectiv să ne unim, să facem activități împreună și să facem lucrurile foarte, foarte distractiv. Și atunci, cumva, din start, s-au legat niște prietenii și am o grămadă de prieteni în facultate. Deși am terminat facultatea de mai bine de 3 ani de zile, încă suntem super uniți și încă povestim și de acolo am cei mai buni prieteni. Înțeleg. Apropo de colectiv, am uitat să te întreb legat de numărul de locuri la facultățile respective. Cam câte locuri sunt? E cu buget, cu taxă? Da, știu la noi la kinetoterapie exact cum au fost în anul nostru. Sunt 50 de locuri la buget și au mai fost încă 70 de locuri la taxă. Din câte știu eu, cam constant se păstrează numărul ăsta de 50 la buget, iar partea de taxă se mai suplimentează în funcție de cum evoluează și anii ceilalți. Vai. Adică au un număr constant de studenți și atunci se mai... scad, se mai adaugă locuri. Ținând cont că ai intrat a doua, bănuiesc că a fost la fără taxă, dar ai cumva idee cât este taxa, la ce sumă ajunge? Nu. Am putut să ia și de licență și de master la buget, așa chiar nu știu. Cred că... One eternity later. Nu. Oricum, o să ne dai sau o să găsim linkul către site-ul universității și bănuiesc că acolo găsesc toate detaliile despre admitere și lucrurile astea administrative, să le spunem așa. Da, ce știu că era fain de la colegii mei că puteai să plătești în tranșe, cum aveai tu, 4, 6, 8, era o chestie din asta. Și era mai ușor pentru cineva să facă lucrul acesta. Da. Și că tot veni vorba de bani, mă gândesc în timpul facultății, oamenii care, ok, nu pot să le dea părinții o grămadă de bani să descurce, pot să lucreze ca să se mențină și la facultate și să aibă și un venit din altă parte? În principiu, este cumva, adică asta am spus și în interviu scurt, este relativ complicat pentru că ni se cere prezență destul de mare, aproape de 100% la cursuri și la lucrări practice. Okay. Și atunci, noi ni se și schimba programul destul de des, având în vedere că trebuia să mergem pe diverse terenuri, pe diverse locații. Și atunci era destul de incertă treaba. În schimb, și eu și colegii, și o parte din colegii mei au putut să lucreze, punându-și anumite, sau vorbind cu angajatorii, să aibă, nu știu, anumite ore sau să aibă un program flexibil. Deci cu program flexibil se poate. Înțeleg. Da. Mi-ai spus cursuri și lucrări practice. Ce înseamnă lucrări practice? Adică, eu, în momentul ăsta, nu-mi imaginez cum dați voi examene. Mă gândesc că, oricum, aveți și o parte teoretică, adică unde se faceți chiar cursuri, dar da. Examenele practice, cum îți iei tu notele la finalul anului, ca și student la kineto?
Practic, la fiecare materie, la toate materiile, am avut cursuri efectiv, adică teoria, și lucrările practice. Lucrările practice la sporturi însemnau efectiv joc bilateral sau efectuarea anumitor probe. Deci, practic, din start, treaba asta cu sportul trebuie să fie, adică fie trebuie să fie o persoană care îi place să facă sport sau să aibă un pic de ambiție să facă niște lucruri și să vrea, să-și dorească să facă niște lucruri. Și, mare parte, după aceea, după anul, din anul 2, am început foarte mult să facem materii din astea, practic în spital sau în clinici, cu pacienți, sau dacă nu lucram direct cu pacienți, făceam diverse, aplicam diverse metode de recuperare, unul pe celălalt, văzând la terapeut cum lucrează cu un pacient. Și la final, efectiv, primeai, nu știu, o afecțiune și să faci câteva exerciții sau o anumită terapie să o aplici pe unul din colegi. Și, practic, după exercițiile astea, practic, primeați și nota pentru materia respectivă. Da, nota de la lucrarea practică se făcea o medie. Cel mai mult, undeva 80% conta efectiv examenul scris, dar 20%, maxim 40% în rare cazuri, era și conta și partea de la lucrare practică. Ok, deci tot aveați examene scrise, nu scăpați de examen scris. Înțeleg. Și statistic, de fapt, întâi aș vrea să te întreb câți ani durează această facultate? Sunt 3 ani de facultate. Da. Și după aceea încă 2 de master. Și îți găsești un master în același domeniu sau sunt mai diversificate, mai specializate pe alte lucruri? Practic, eu ca și kinetoterapie, după ce terminam 3 ani de kinetoterapie, aveam putea să dau la masterul specializat pe kinetoterapie, care era ăsta pe care l-am și terminat, recuperare, reeducare motrică și somatofuncțională. Efectiv, parte de kinetă, să zicem, cumva mai specializat, dar puteai să te duci și pe celelalte ramuri, care însemna nutriție și remodelare corporală, și mai erau și diverse mastere, inclusiv de la Facultatea de Sport, pe care puteam, pentru că am absolvit totuși Universitatea de Educație Fizică și Sport, puteam să fac cumva un master în Crucișa dacă mă interesa neapărat treaba asta. Înțeleg. Și din colegii care ajung la facultate, ai idee cam de ce proporție dintre ei termină facultatea? Cred că la noi din anul, de la noi din anul a terminat undeva la 80% în ei. Okay. Facultatea. Bineînțeles, ideea care este că o mare parte din studenți au fost sportivi sau sportivi care încă sunt în competiții și atunci, cumva treaba asta cu necesitatea, mai ales la facultatea de kinetoterapie, cu trebuie să vii la cursuri, seminarii și astea, de obicei asta le punea cel mai des bețe în roate, între ghilimele, cam de asta, de fapt. Nu neapărat că e o facultate foarte, foarte grea, ci sunt cele care trebuia să le îndeplinești. Ok, și atunci oamenii de asta fugeau, de fapt, că trebuie să fie acolo fizic. Da. Înțeleg. Ok, și după ce termini facultatea, îți găsești ușor de muncă sau trebuie să termini și masterul ca să poți să-ți găsești ceva în domeniul respectiv? În principiu îți găsești destul de ușor de muncă și să vă spun cum a fost la mine. Practic, asta mi s-a părut un lucru foarte tare. Că în toate clinicile în care noi am făcut practică, dacă ți se părea interesant, util, fain și practic poate o specializare care să te atragă pe tine în mod special, aveai posibilitatea să rămâi în continuare să faci practică sau voluntariat. Te primeau în continuare să vii, chiar și după ce terminai stagiile sau puteai să stai și peste program, între ghilimele, și cele mai multe ori, inclusiv mare parte din colegii mei, făcând practică în decurs de câteva luni, jumătate de ani sau așa, rămâneau efectiv ca și angajații clinica respectivă. Și asta, în general, e văzută ca un plus și de obicei cam așa se și întâmplă. Faci practică într-o clinică și după aceea fie rămâi acolo, fie cu experiența de acolo, te duci mai departe într-o altă clinică. Înțeleg. Și spuneai că asta ai făcut și tu? Adică ai mers undeva la practică, ți-a plăcut și ai rămas acolo?
Am fost undeva la practică, m-am dus într-o altă clinică mai bine de jumătate de an în care am lucrat. După aceea, plăcându-mi foarte mult partea de sport, mi-am găsit un job cu un program mult mai flexibil, că tot vorbeam de treaba asta. Lucram ca și kinezoterapeut și preparator fizic la un club sportiv de tenis. Și reușeam în așa fel încât angajatorul mă înțelegea că sunt încă studentă la master și aveam cât de cât niște ore și totodată îmi stabileam și cu sportivii care lucram anumite ore, de obicei seara că atunci terminam și antrenamente și era destul de ok. Deci asta se întâmpla în timpul masterului. Da. Și după master, bănuiesc că ai putut să stai cât vrei tu acolo. Da, 2 ani de zile am lucrat ca și la clubul sportiv respectiv. Ok. Timpul în care cumva, pe lângă job, după ce am terminat facultate, am început ca un super part-time să mă implic și în direcția asta de sport, nutriție, mai țineam câteva clase, am învățat puțin, să zicem că am furat meserie și pe direcția asta și de aici mi-am și dat seama de perspective și de oportunitățile de business și pe direcția asta. Deci ai început și ca angajat și ca freelancer în același timp? Început da, să... drept, dar încet, încet am făcut switch, știi, din ce în ce mai mult către direcția asta. Super tare. Oricum, asta pare că e soluția pe care, sau ăsta pare targetul pe care toată lumea îl caută acum. Da, și am avut cumva noroc că s-a întâmplat destul de repede. Plus că acum a venit, oricum, o să povestim, să vedem ce înseamnă pandemia pentru un business ca al tău. Spune-mi, te rog, ca și kinezoterapeut, legat de partea financiară. Noi, cumva, pentru că nu vrem să aflăm sume fixe neapărat, dar vrem să vedem cam pe unde stă un kinezoterapeut din punct de vedere al veniturilor. Noi avem niște intervale. Până în 3500, 3500, 5000, 5600 sau peste 6500 de lei. Și voiam să te întreb cam pe unde poate să ajungă, sau de unde poate să înceapă și unde poate să ajungă. Probabil asta e cel mai... În principiu, în medie, ziceam că meseria de kinezoterapeut nu este chiar una dintre cele mai bine plătite la noi, în țară. În principiu, se duce pe undeva la 2000 plus de lei până la început. Nu chiar. Am colegi care au terminat aceeași facultate cu mine și care cam pe acolo sunt, ca și salarii. Între 2000 și 3000 de lei. Full după time. 3 ani de experiență. Da. Ok. Am înțeles. Ai menționat tu legat de faptul că nu e o meserie bine plătită în țară. Se întâmplă ca multă lume să plece din țară după ce termină facultatea asta și să poată să facă banii în afară mult mai mulți? În principiu, da. O parte din colegii mei au ales să facă, treaba asta și să plece în afară. Din punctul meu de vedere, mie mi se pare că trebuie păstrată și o proporție, adică e evident că, da, sigur câștigi mult mai mult decât la noi, dar în principiu și chiriile și costurile sunt mai mari, exact. Sunt în principiu mai mari și atunci asta e o chestie pe care, sincer, nu știu să o spun 100%, dar știu că, într-adevăr, am mai avut colegi care au ales să plece din țară cu meseria asta și fix din cauza asta, că au considerat că sunt mai bine plătiți. Mm-hmm. Și ai idei acum? Sunt mai fericiți acolo că au plecat sau n-ai mai reușit să ții legătura cu ei? Nu pot să zic că am ținut atât de aproape legătura cu ei, dar, per total, ei zic că sunt ok. Deci toată lumea e fericită și cei care stau în țară și cei care pleacă. Oricum, când iei o decizie, trebuie să stick to it și să zici asta e cea mai bună decizie pe care am luat-o, indiferent de ce e. Da, totodată mi se pare și că nu poți, nu știu, jumătate de an sau într-un an să zici, băi, e foarte bine sau e foarte nașpa. Adică trebuie să vezi ce și cum. Stai un pic și să vezi. Okay. Exact. Spune-mi încă un lucru legat de meseria de kineto și apoi o să trecem și la partea cu sportul pe care o faci acum. Ce program are un kinezoterapeut? Adică după ce și-a terminat el toată facultatea și nu mai are nevoie să își miște el orele și programările,
are un job de la 9 la 5 sau poate să difere de la un loc la... Există două variante. Varianta de lucru în spital, iar de obicei varianta de lucru în spital ca și clientoterapeut implică un job de principiu 8, 5 sau mă rog, în varianta asta. Deci cele mai multe ori clinicile au program 7 dimineața, 8 seara sau dimineața, 8 seara. Și atunci asta înseamnă de obicei... clar există și excepții, evident, dar de cele mai multe ori ai posibilitatea să lucrezi probabil o săptămână dimineața, o săptămână în a doua parte a zilei, adică 8, 2, 8 și sâmbătă de obicei. Deci ai cât de cât o flexibilitate mai da. Mare decât cineva care trebuie să fie în fiecare zi de la ora 8 la ora, la ora 4. În principiu cam același număr de ore este evident, dar... Da. Ok, și acum hai să vorbim un pic despre partea asta de antreprenoriat. Îmi spuneai că încă din perioada în care munceai, ai început să îți diversifici activitățile. Da, am început să țin clase de sport și încet, încet am început să intru în lumea asta de antreprenori. Pentru că am început să vin la sala asta de sport, odată eu pentru mine. Am început să văd lucrurile, am început să văd rezultate, am început să văd oameni. Și mi s-a părut foarte tare că formaseră acolo o comunitate atât de faină. Și mi-a plăcut treaba asta atât de mult. Și am zis, păi, sportul îmi place și am terminat facultatea de sport și a fost întotdeauna o chestie extraordinară pentru mine. Comunitatea și ideea asta de a lucra cu oamenii și de a efectiv crea conexiuni cu oamenii la fel, s-a văzut o chestie foarte, foarte faină. Inițial, partea asta de nutriție am fost semi-sceptică, adică făcând mereu sport, consideram că sportul le rezolvă pe toate, dar am observat că nu e chiar așa, când se va și să înveți niște lucruri și atunci încet, încet am început să învăț treaba asta din nutriție și să fac cursuri și să mă specializez și am început să fac toate lucrurile împreună, sport, nutriție și să îmi dezvolt abilitățile ca și partener în cazul sălii de acolo din Victoriei în care am început. Deja am pusesem un plan de anul trecut. Pe rezoluția de pentru anul ăsta am pus un plan să deschid propria mea sală, propriul meu club combinat tot așa nutriție sport. A venit pandemia, am zis, mamă, cred că planul meu o să fie dat peste cap. Dar nu a fost chiar așa, pe 1 septembrie mi-am descris clubul și e super tare și lucrurile încă funcționează foarte, foarte bine. Atât online, cât și fizic. Deci, practic, vă desfășurați business-ul și fizic în sală și online cu oamenii? Da. Ok. Și sunt foarte curios cam cât timp a durat tranziția asta. Că bănuiesc că de la 8 ore de muncă și jumătate de oră de antreprenoriat, ai început să schimbi proporțiile până când ai ajuns la... Ești full antreprenor acum? Sau încă... Da. Deci atunci putem întreba cât a durat toată tranziția de la un moment la altul. Tranziția a durat undeva la aproape un an și jumătate, în care, exact cum zici tu, de la a veni a face sport o dată pe săptămână, a ține o clasă din când în când pe lângă facultate, adică pe lângă master și job, am început încet încet. Dar, de fapt, ce m-a motivat pe mine foarte, foarte tare să îmi doresc să schimb ca și implicare, să tot adaug pe direcția asta de antreprenoriat, a fost faptul că am văzut oportunitatea de creștere pe termen lung. Și pentru că mi-a plăcut foarte tare și am văzut niște discrepanțe foarte mari în stilul de viață al antreprenorilor și al angajaților din domeniul meu. Că recunosc, nu pot să zic că am făcut o analiză pe alte domenii, pe alte direcții de muncă, dar ca și terapeut ajuns să deplafonez și, într-adevăr,
Îmi doream foarte tare să ajung în punctul în care să nu mai fiu dependentă de părinți, pentru că deși aveam job, nu tot timpul reușeam să mă descurc în toate situațiile și atunci mai apelam la părinții mei și am zis că trebuie să fac ceva. Asta a fost, să zicem, primul imbolt de a mă implica în ceva extra, să reușesc să mă întrețin singură în București. Văzând ce se poate întâmpla și implicându-mă cumva part-time, mi-am zis, super, dacă lucrurile se întâmplă cu un part-time, de ce să nu încerc cu, într-adevăr, cu ceva efort ca a fost, să nu schimb în timp implicarea. Și am reușit să fac chestia asta. Într-un an și ceva ai spus, nu? Da. Și toată treaba asta cu pandemia, în ce fel? Bănuiesc că deja ne spune că lucrezi și online cu clienții, bănuiesc că asta nu se întâmpla înainte, nu? Se întâmpla destul de limitat, adică cel mai des mi se mai întâmpla să lucrez la distanță, nu neapărat atât de mult online, ci mai degrabă la distanță, cu familiile persoanelor care lucram fizic în București. Pentru că aveam persoane, le plăcea ce rezultate au, ce obțin. Și atunci îmi spuneau, hei, dar n-ai putea poate să mă ajuți și cu mama, care e acasă la oriunde. La Târgu Jiu. Dar pe nu toți erau la Târgu Jiu, da. Și atunci, cumva, asta, să zicem că făceam. De obicei, pe WhatsApp video, integrându-și pe ei la activitățile pe care le făceam în club. Pe perioada pandemiei, evident, n-am mai avut clubul la dispoziție. Da. Și atunci a trebuit să ne mutăm 100% în varianta online. Deci ați învățat pe parcurs. Poftim? Zic, ați învățat să vă schimbați business-ul pe parcurs de nevoie, nu? Da, și cred că până la urmă, ca și antreprenor, asta este și... Asta te și diferențiază foarte mult, că orice chestie, chiar dacă e o chestie nașpa, că chiar nu poți să zici că pandemia a fost o chestie bună, pozitivă, dar ca și antreprenor trebuie să găsești soluții, să faci lucrurile să meargă, chiar și în situații de genul ăsta. Și atunci am zis să privim partea asta cu pandemia ca pe o oportunitate. Și într-adevăr așa a și fost, pentru că oamenii au început să fie mai conștienți de cât de important este să facă sport, de cât de provocator e să stai acasă, mereu foarte aproape de bucătărie și tot așa. Și atunci, clar, interesul și oamenii într-adevăr a crescut în ultima perioadă. Da, cu toții am trăit prin asta. Am descoperit sportul când n-am mai putut să mergem, să ieșim din casă. Da. Okay. Eu cred că am întrebat tot ce aveam de întrebat legat de experiență. Aș vrea să ne spui un pic, așa, niște lucruri sufletești, să le zicem așa. Ce simți că îți place cel mai mult la domeniul ăsta? Ca să nu zicem avantaje, da? Ce te-a atras spre domeniul ăsta? Ce e minunat aici? Asta, de fapt, să știi că așa am avut o perioadă, mai ales când încercam să fac trecerea de la o chestie, de la o implicare, sau de la, de fapt, o implicare mai mică la o implicare serioasă în business. Aveam perioade în care plecam poate dimineața la 7 de acasă și mă duceam seara pe la 10-11 și atunci era clar că trebuia să găsesc ceva. Motivație. Să găsesc de ce ăla adevărat care să mă miște și să mă dea sus din pat dimineața. Și a fost foarte bine că am reușit să găsesc acest de ce. Iar de ceul meu este că îmi place foarte tare să văd oamenii pur și simplu evoluând. Este extraordinar să vezi un om care reușește să facă niște schimbări în stilul lui de viață, dar de cele mai multe ori nu doar faptul că mănâncă sănătos sau face ceva sport îl ajută, ci faptul că mental e mult mai puternic, atitudinea îi se schimbă, zâmbetul îi se schimbă. Lucrurile astea încep să fie niște lucruri care niște transformări care te aducă foarte, foarte multă bucurie. Și mai e o chestie care îmi place foarte mult, că am ajuns în punctul în care să lucrez cu persoane să practic treacă prin același proces prin care eu am trecut. Adică, part-time, pe lângă job, să facă switch-ul ăsta și către direcția de antreprenoriat. Deocamdată sunt încă cu persoane în dezvoltare
part-time pe lângă jobul lor, dar e evident fiecare are drumul lui. Deja văd niște lucruri și deja am câteva persoane care au reușit sau au reușit să schimbe mentalitatea de la angajat către antreprenori și către a face lucrurile. Și asta este, din nou, o chestie care mă motivează foarte, foarte tare. Deci, practic, la clubul tău vine lumea să facă mai multe lucruri, să facă sport, să învețe nutriție și să învețe și cum să devină antreprenor. Dacă își doresc, bineînțeles că... 3-1, perfect. Super tare. Și există și părți negative în toată treaba asta sau totul e minunat? Cea mai mare provocare ca și antreprenor este managementul timpului. Pentru că nu ai un șef, nu ai un program, ceea ce e minunat, e un avantaj, dar totodată trebuie să-ți găsești foarte... să fii foarte ancorat în realitate și să știi de ce faci lucrurile, pentru că poți să zici, a, e ok, e doar ora două, nicio problemă, mă apuc de treabă peste două ore. Și peste două ore se întâmplă altceva și tot așa, adică, de fapt, partea asta de time management mi se pare mult mai provocatoare decât atunci când știi clar că de la 9 la 5 lucrezi și după aia e totul free. Când decide altcineva pentru tine e mai ușor, nu? Da. Program. Am înțeles. Un mesaj ai pentru liceenii care se gândesc să dea la facultatea de kinetoterapie sau cel puțin la Universitatea de Educație Fizică și Sport și nu sunt foarte hotărâți, cum îi sfătuiești tu să ia decizia asta? Eu, sincer, sfătuiesc fiecare om să ia o decizie în concordanță cu ceea ce le place să facă și ceea ce consideră ei că le-ar face plăcere pe viitor să facă. Pentru că partea asta de kinetoterapie și de sport în general, că până la urmă că faci sport ca și shape-up, ca să oamenii să fie în formă, sau că faci sport sau mișcare cu niște oameni ca să îi recuperezi, în urma unor traumatisme, practic, în primul rând, ție trebuie să-ți placă să faci lucrul ăsta ca să poți să transiți mai departe ceva. Și atunci, dacă vă place foarte tare ideea asta de a fi activ, vă place ideea de a lucra cu oamenii și de a fi alături de ei și a-i sprijini, contează foarte mult și moralul tău și al persoanelor, să ridici moralul persoanelor care lucrezi, asta este ceea ce contează de fapt. Că fiecare meserie în orice domeniu, oricum trebuie să o înveți. Că nu e niciunul, sunt sigură că în niciun alt domeniu nimeni nu știe exact ce are de făcut înainte să intre într-o facultate. Dar contează foarte mult înclinația asta, de a-ți plăcea să lucrezi cu oamenii și de a-ți place să fii activ. Cred că asta e întrebarea de bază. Bună! Super! Mulțumesc mult că ți-ai rupt din timpul tău și că ai reușit să îți faci un time management care să ne includă și pe noi și interviul nostru. Ce să zic? Dacă v-au plăcut interviurile noastre, like și subscribe, follow pe Instagram. O să aveți în descriere și Instagramul Adelinei, probabil și link către sala ei, să știți unde să o găsiți dacă vreți sport, nutriție și antreprenoriat, nu? Exact. Da? Și vă așteptăm și la alte interviuri. Mulțumim mult, Adelina! Și eu vă mulțumesc! Mult succes! Pa, pa! Pa! Iatul. Îți spune că ai început... început... Bună! Ce-ai zis că s-a... Ce-ai zis că s-a... Ce-ai zis că s-a...